Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dacă faceți și liniște, putem începe. Doresc înainte de toate domnului primar Constantin Cărăpânceanu și tuturor celor care și-au sărbătorit ieri ziua numelui să vă dorim la mulți ani și să vă oferim astăzi de ziua localității Ghimpați un moment frumos de sărbătoare, un spectacol adevărat cu artiști minunați care au venit să vă încânte. Aș vrea să salut, înainte de toate, prezența unor oameni importanți, reprezentanței Guvernului României, oameni care, în continuarea tuturor eforturilor pe care le-au făcut în sprijinul administrației județului și localităților județului Giurgiu, au dorit și le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut să fie astăzi prezenți aici alături de noi, prezența lor însemnând, înainte de toate, confirmarea faptului că Guvernul dorește să sprijine toate proiectele de modernizare și de îmbunătățire a condițiilor județului Giurgiu. Și o să-i rog să vină aici lângă mine, pentru că sunt niște oameni cu totul deosebiți, oameni cu responsabilități extrem de mari la nivelul ministerilor din care fac parte. Și o să încep cu reprezentantul Ministerului de Finanțe, domnul Attila Gheorghi. Să-l aplaudăm! Are o misiune importantă să susțină în continuare de la buget bugetele primăriilor noastre și îi mulțumesc anticipat și pentru ce s-a întâmplat anul trecut și sigur pentru ce o să urmeze mai departe. O să continui cu un coleg secretar de stat, cel mai apropiat colaborator al doamnei ministru Rovana Plung, ministrul Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice, domnul Codrin Scutaru. Guvernul a reparat multe din nedreptățile făcute pensionarilor, salariaților bugetari. Iată, s-a alăturat și acelui demers important de a dubla alocațiile copiilor, de a veni cu o nouă lege de salarizare și sunt convins întotdeauna cu măsuri pozitive pentru cei care au nevoie de ajutor din partea Guvernului. Nu în ultimul rând, vom avea pe parcursul serii și alți invitați importanți care sunt prezenți în aceste momente la alte acțiuni. Doi colegi dintr-un minister care este extrem de important pentru zona Ghimpați, pentru tot ce înseamnă activitatea agricolă, doamna secretar de stat Simona Man și domnul secretar de stat Daniel Botănoiu, un om care prin întreaga lui activitate, inclusiv aceea de ministru la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cunoaște, se mișcă permanent pe aici prin zonă și sunt convins că putem să dăm o mână de ajutor extrem de importantă tuturor celor care sunt dedicați acestei activități. Sunt prezenți în sală și le mulțumim pentru prestația lor. Aș vrea să-l aduc alături de noi pe domnul deputat, domnul deputat Teodorescu, pe domnul deputat Marin Anton. Îi așteptăm și pe ceilalți colegi parlamentari. De asemenea, pe domnii primari, cărora le mulțumim că ei sunt cei mai importanți oameni care se ocupă de binele localităților. Și sunt aici mai mulți domni primari, îi rog dacă le face plăcere să vină aici lângă noi și de asemenea să le mulțumim că au găsit timpul să fie prezenți aici la noi. De asemenea, sunt prezenți colegi cu responsabilități importante la nivelul direcțiilor deconcentrate. Le mulțumim și le rugăm pe colegele noastre să vină aici lângă noi, pentru că ele dau o mână de ajutor consistentă. Înainte de a-i mâna microfonul domnului primar Constantin Cărăpânceanu, aș vrea să vă spun că dumnealui cred că este unul din cei mai buni primar din județ. Un om cu mai multe primari, cu mai multe mandate la rând, cu multe realizări legate de infrastructura localității, cu probabil cel mai frumos cămin cultural din județ și nu în ultimul rând cu câteva proiecte care vor schimba în bine viața comunității. Unul dintre ele, și îmi pare rău că nu este încă nimeni prezent de la Ministerul Sănătății legat de relansarea activității de repornire a spitalului, de modernizarea și de construcția de noi școli la Naipu, dar și aici la Ghimpați și la Valea Plopilor,
și cu multe alte proiecte de infrastructură, astfel încât nicio stradă din localitate să nu rămână fără apă, canalizare și asfalt. Un om foarte ambițios, o să vedeți și centrul de comună va arăta foarte frumos, un om care trudește 24 de ore pe zi pentru localitatea pe care o iubește și pentru cetățenii pe care îi respectă și cărora le dorește să le ofere o localitate foarte frumoasă. Aș vrea în aplauzele dumneavoastră, în semn de apreciere pentru domnul primar, să-i acordăm microfonul. Bună ziua, dragi concetățeni! În primul rând vreau să vă mulțumesc și să mulțumim invitațiilor noștri care onorează localitatea Ghimpați, domnului ministru secretar de stat Valentin Adrian Iliescu, care este alături de noi, pentru că împreună vrem să inițiem un mare proiect aici la Ghimpați. Este vorba despre asocierea tradiției și spiritualitate care să se desfășoare în acest cămin cultural. Vreau să le mulțumesc familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Astăzi le organizăm nunta de aur. Mai urmează să-i mergem pe scenă să le înmânăm diplomele și acei 5 milioane care prin către Consiliul Local să le acordăm să poată să-și petreacă nunta. Mai avem în cadrul programului generația care în mandatul primarului Constantin Cărăpânceanu sunt 850 de copii care participă la această tombolă, o tombolă cu premii deosebite, 60 de premii. Copiii sunt rugați care au talonul de participare să-l introducă în tombolă, că o să urmeze mai târziu extragerea și să vedem premiile cei norocași care să meargă acasă cu premii deosebite. Eu vreau să vă mulțumesc, să rămâneți în continuare aproape de primar, aproape de localitate și programul care urmează o să fie unul destins, care afară există un ecran, care putem să vizionăm pe acel ecran tot ce se întâmplă și în cămin. Eu țin să vă mulțumesc și să vă urez la mulți ani. Și celor care ieri au fost Constantin și Elena, ca și mine, să ne spunem la mulți ani. Le dăm acum la vârstă sau cum? O să le dăm. Dacă dintre invitații noștri vor să spune la momentul ăsta câteva cuvinte, dorește cineva? Bună ziua! Vă doresc și eu la mulți ani și un mesaj de încredere din partea doamnei ministru Rovana Plumb. Continuăm să facem eforturi pentru ca familiile din România să beneficieze de drepturile lor. Am făcut ceva pentru copii zilele acestea ca și Parlament. Vom face și vom continua să creștem pensiile conform legii pensiilor, așa cum a făcut-o guvernul Ponta de când a fost investit. Și credem că pe viitor, prin creșterile salariale, prin ajutorul pe care îl dau și alți colegi, cum sunt colegii de la agricultură, familiile din mediul rural vor putea să se întemeieze, să aibă copii, pentru că o familie înseamnă de la copil, părinte, bunic și nu înseamnă o comunitate destructurată. Unul într-o parte și unul în cealaltă parte. Prea mult timp am stat separați, e timpul să fim cu toți împreună. Vă mulțumesc! Domnul secretar de stat, mulțumim domnului secretar de stat Codrin Scutaru, așa cum vă spuneam, mâna dreaptă a ministrului Muncii, doamna Rovana Plumb, principalul colaborator și omul cu care gândește permanent ce trebuie să facem ca viața românilor să se schimbe în bine. Un cuvânt și din partea reprezentantului Ministerului Agriculturii, domnul secretar de stat Daniel Botănoiu, repet, un om care de multă vreme lucrează în această zonă, inginer agronom de profesie și un om care iubește probabil cea mai frumoasă activitate aceea de lucrător al pământului. Domnul Botănoiu. Mulțumesc frumos, vreau să-l felicit și eu pe domnul primar pentru lucrurile minunate pe care le-a făcut și să vă spun și eu la fel la mulți ani tuturor elenelor, Constantin, Costică, cei pe care i-am sărbătorit ieri și astăzi sunt prezenți aici. De asemenea,
Sigur că spunea domnul Iliescu că nu sunt prezenți cei de la sănătate. Păi aveți agricultura, dacă mâncați sănătos și aveți cu ce să finanțați producție, sigur că nu mai aveți nevoie de medicamente. Și ca atare, cred eu că este bine să avem în vedere agricultura și banii care vin, pentru că vor fi suficienți dacă știm să-i atragem. Încă o dată, noi vă mulțumim, vă garantăm că vom fi alături de dumneavoastră și la toate evenimentele, dar și în viața de zi cu zi, pentru că sigur avem nevoie unii de alții. La mulți ani, cu toate, sănătate. Mulțumesc. Dacă domnul reprezentant al Ministerului de Finanțe, domnul Attila Gheorghi, un coleg rămas din echipa UDMR-ului în guvernul Ponta, un om foarte serios și cu o prestație excepțională, este omul care are responsabilitatea la nivelul Ministerului de Finanțe să realoce sumele de bani pentru primărie, astfel încât funcționarea până la sfârșitul anului să fie una extrem de importantă. Zic bine? Jumătate. Mulțumesc. La mulți ani pentru toți locuitorii din Ghimpați. Noi cei de la Finanțe vorbim mai puțin, așa că îmi voi rezuma discursul la o frază. Dar aș vrea totuși să menționez cel mai important proiect al Ministerului și al Guvernului pentru această perioadă, pentru zilele viitoare, respectiv reducerea TVA-ului începând cu 1 iunie, care la toate alimentele care trebuie să se transforme într-o reducere a prețurilor pe alimente de cel puțin 10%. Mulțumesc! A apărut aici lângă mine și înțeleg că vrea să ia și cuvântul și îi mulțumesc din toată inima domnului deputat Marin Anton, președintele UNEPR Giurgiu. Nu. Să rămână, doamnelor, bună ziua. Domnilor, la mulți ani, la mulți ani pentru locuitorii comunei Ghimpați. La mulți ani și la mulți bani. Sănătate și mulți bani. Felicit acum pe cei care ieri și-au sărbat ziua de nume, Constantini și Eleni. Sunteți mulți aici, sunteți mulți, pentru că primarul dumneavoastră, la mulți ani și pentru dumnealui, care vă stăpânește foarte bine și are foarte mari realizări în comuna dumneavoastră, îl cheamă Constantin. Deci la mulți ani, cu sănătate și la fel cu bani. După toate urările de bine, toate asigurările că veți avea și sănătate și bani, aici și de la Ministerul de Finanțe, avem și agricultura cu noi, deci o să trăiți foarte bine, o să fiți fericiți și tot o să fie într-un an așa de foarte bine de acum încolo. Eu personal vă doresc să aveți numai bine, pentru că vă văd de ani de zile, am participat de ani de zile la această manifestare. Îmi pare bine mereu de invitația domnului primar și văd realizările deosebite care se fac an de an. Vă doresc în continuare alături de primarul dumneavoastră să aveți succese, să fiți în continuare alături de dumnealui, pentru că îl așteaptă etape grele și examene de dat în viitor, așa că în continuare trebuie să fiți destoinici gospodari și alături de primarul dumneavoastră. La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani, la mulți ani domnului primar, la mulți ani tuturor! Mulțumesc domnului deputat, fiindcă nu a ajuns liderul organizației județene PSD, senatorul Nicolae Bădălău, omul care a făcut foarte multe lucruri bune alături de primarii din județ, ca acest județ în ultimii 2 ani să se schimbe în bine, și vă asigur că acest proces va continua. Este, cred, prezența colegilor mei, cărora le mulțumesc din inimă ca reprezentanți ai Guvernului, că susținerea pentru localitățile de aici din județ va continua. Vreau să vă spun și eu și ca mesaj din partea domnului prim-ministru, va veni peste câteva minute și consilierul primului ministru, domnul Corneliu Vișoianu, că Guvernul dorește să sprijine comunitățile, modernizarea lor, că este conștient că față de județul Giurgiu are multe restanțe din ultimii 25 de ani și că dorește înainte de toate ca toți românii să aibă o viață decentă, să aibă locuri de muncă, o putere de cumpărare mai mare și viața lor să se schimbe în bine. Să contați pe primarii noștri, în primul rând, pentru că ei sunt oameni de nădejde,
Constantin Cărăpânceanu este chiar un primar care își iubește comunitatea și pe dumneavoastră și localitatea și să aveți încredere că împreună vom face numai lucruri bune. Și fiindcă a menționat acest lucru și fiindcă vrem ca în prim planul acțiunii de astăzi să punem respectul nostru față de oamenii, poate cei mai serioși ai comunei, cele 15 cupluri care astăzi împlinesc sau în acest an împlinesc 50 de ani de la căsătorie, să ne permiteți să invităm aici în fața dumneavoastră și tot așa rugându-vă să-i aplaudați pentru că merită pe cele 15 familii care, repet, anul acesta împlinesc 50 de ani de căsătorie. Primăria și Consiliul Local, pentru că dânsii respectă extrem de mult aceste cupluri, au pregătit niște diplome și o mică sumă de bani, dar care cred eu că este extrem de importantă, fiindcă astăzi, din păcate, pentru foarte mulți vârstnici, pensia este încă mult prea mică. Ne bazăm mult pe promisiunea doamnei ministru Rovana Plumb, a colegului meu, că în prim planul politicii noastre sociale va fi aducerea pensiilor la un nivel rezonabil, astfel încât toți oamenii să trăiască așa cum trebuie. Domnule primar, o să vă dau microfonul, să le citiți numele și să invităm aici în față sau să mergem chiar pe scenă, cum doriți dumneavoastră. Mulțumim invitațiilor, invităm la locurile dumnealor. Floarea și Gheorghe Petcu. Haideți pe scenă, Floarea și Gheorghe Petcu. Aplauze! Este în sală doamna Floarea și domnul Gheorghe Petcu? N-a venit încă. Mergem mai departe, Maria și Tudor Mirea. Avem? Începem, a venit și domnul Petcu. La mulți ani, sănătate multă, să vă dea Dumnezeu să prindeți 100 de ani de la căsătorie. Aplauze, doamnelor și domnilor! Sănătate multă! Și pentru domnul Mirea. Următoarea familie premiată de domnul primar, Floarea și Ion Cristea. Următoarea familie, Aurica și Gheorghe Velicu. Nu coborâți, nu coborâți. Melo! Melo, nu coboră! Gheorghe Velicu, Aurica și Gheorghe Velicu. Aurica și Gheorghe Velicu, la mulți ani! Aplauze! Următoarea familie premiată de Primăria și Consiliul Local, doamna Tudora și Dumitru Toader. Tudora și Dumitru Toader. Doamna Angela și Gheorghe Oprea.
doamna Maria și Marin Angel. Doamna Lucica și Dumitru Gruia. Doamna Laurenția și Angel Molea. Doamna Elena și Ion Chițu. Elena și Ion Chițu. Între timp ni s-a alăturat și mulțumim pentru prezența la acest eveniment președintelui Consiliului Județean Giurgiul, domnul Vasile Mustățea. Și tot așa îi mulțumim domnului secretar de stat Iulian Jugan de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și domnului secretar general al acestui minister, domnul Florin Dulceață. Mulțumim frumos! Doamna Georgeta și domnul Ion Tache. Doamna Maria și domnul Ion Stoian. Haideți, aplaude, sunt concetățenii dumneavoastră, oameni care au adunat în spate 50 de ani de căsnicie, de lucruri frumoase, de lucruri mai puțin frumoase, dar peste care au trecut cu toții cu bine. Doamna Vasilica și domnul Valentin Budnarescu. La mulți ani cu sănătate, să prindeți și 100 de ani de la căsătorie, să vă ajute Dumnezeu. Doamna Elena și Nicolae Băjenaru. Și nu în ultimul rând, cel de-al 15-lea cuplu care a adunat 50 de ani de căsnicie, doamna Gherghina și domnul Marcel Tufan.